Luni, în nordul și centrul țării se anunță ploi. Rămâne în vigoare și azi avertizarea cod galben de vreme caniculară. La Briceni și Soroca se vor înregistra 28 de grade, iar la Bălți cu unul mai mult. 30 de grade vor fi la Orhei, 31 la Tiraspol și 32 la Leova. La Comrat și Cahul se anunță maxime de 33 de grade. Luni, în capitală, se prevăd precipitații și se vor înregistra 30 de grade. În următoarea perioadă sunt posibile averse cu descărcări electrice. Ziua vor fi între 27 și 29 de grade, iar noaptea până la 19 grade. Luni, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi înnorat, iar pe alocuri va ploua. La Madrid se așteaptă 37 de grade, la Paris și Londra 28, iar la Berlin cu 8 mai puțin. La Roma se vor înregistra 32 de grade, iar la Viena 27. 21 de grade vor fi la Praga, 23 la Varșovia și 26 la Budapesta. Cer înnorat și maxime de până la 25 de grade se anunță la Belgrad. La București se așteaptă 33 de grade, iar la Atena 31. Câte 29 de grade vor fi la Kiev și Moscova, iar la Ankara se anunță temperaturi de foc de până la 41 de grade Celsius.